Lucrările de reabilitare a străzii Cezar lângă catedrală s-au terminat vara trecută, dar problemele au apărut pentru proprietarul unui imobil imediat în toamnă. Pentru că s-a lucrat de mântuială, apa s-a infiltrat prin asfalt și a ajuns în pivnițele oamenilor. În urma sesizărilor, o echipă de la Societatea de Apă și Canal a stabilit că nu este vorba despre vreo conductă spartă și cam atât. De fiecare dată când plouă, apa pur și simplu țâșnește prin acest perete precum un izvor. Pentru a nu fi inundat această încăpere, proprietarul a fost fost nevoit să monteze o pompă care funcționează în permanență, astfel încât apa rezultată să fie evacuată la canalizare. Până unde e apă? Uite, aici e apă. Acolo este apă? Da. Proprietarul a făcut numeroase sesizări la Inspectoratul General pentru Siguranță în Construcții, care a pus în vedere executantului lucrărilor să facă reparații până la 21 decembrie 2012. Însă, din cauza vremii, totul a fost amânat. Acum a apărut o groapă de toată frumusețea și nu va fi singura, pentru că asfaltul s-a lăsat și pe alte porțiuni. Sesizări au fost făcute și la primărie, însă nimeni nu a luat nicio măsură. S-a inundat subsolul de la magazin? Acum s-a făcut groapă în fața magazinului, de fapt gropi urmează viitoarea, la 2 metri de aceasta. Am făcut destule sesizări, fără niciun răspuns, așa că așteptăm. Poate ju pe cineva piciorul ca să poată să se sesizeze organele competente. În altă zonă întâlnim o situație asemănătoare. Pe strada Cezar a apărut un crater în asfalt după ce angajații de la firma de apă au reparat o conductă spartă. Acum pentru că au scormonit și a ieșit ăla. Din cauza aia s-a lăsat asfaltul acum. Din cauza că au lucrat acolo și l-au lucrat cu atiz. Și n-au băgat după aia, n-au băgat nisip ca lumea acolo în gaură aia. <laughs> și era normal să se lase. Asfaltarea s-a făcut după ureche, spun la unison, alți severineni de pe aceeași stradă care au rămas fără trotuar în fața casei. În urma constructorului Dumnezeu cu Mila, cam aceasta ar fi concluzia la modul în care s-au făcut asfaltările în drobeta Turnu Severin. Pe strada Cireșoai, atunci când proprietarul acestei case a vrut să bage în curte o camionetă, asfaltul pur și simplu s-a surpat pentru că nu a fost compactat cum trebuie și pentru că grosimea acestuia a fost foarte mică primarul a fost anunțat de problemele care au apărut pe aceste străzi, însă până acum nu s-a luat nicio măsură pentru remedierea situației. Când se vor rezolva problemele și mai ales cine va despăgubi pe oameni, este greu de zis pentru că primarul Constantin Gherghe evită să dea ochii cu presa care îi pune întrebări concrete despre problemele severinenilor.